Până la finele anului 2014, Comuna Voinești se poate lăuda la capitolul realizări cu finalizarea a 5 proiecte pe fonduri europene. În cadrul unei conferințe de presă, edilul Gabriel Dănuț Sandu a ținut să sublinieze că până la sfârșitul de an 2014 proiectele vor fi finalizate, cu toate că își propusese să fie gata undeva prin luna iunie, însă vremea capricioasă, ploile și inundațiile au împiedicat executarea unor lucrări în cadrul acestor proiecte. Primele două proiecte vizează învățământul liceal din localitate, respectiv modernizarea și reabilitarea campusului universitar și construirea unei săli de sport la Liceul Tehnologic Voinești, precum și modernizarea și extinderea pe verticală a Liceului Tehnologic Voinești. Proiectul privind modernizarea și reabilitarea campusului universitar, o nouă sală de mese și construcția unei săli de sport la Liceul Voinești are o valoare de 1.500.000 de euro. La acest moment, proiectul este realizat în procent de 95%. Ieri am dat ordinul de începerea lucrării, este vorba de dotările cu mobilier pentru cele 12 garsoniere, două apartamente, tot ceea ce înseamnă accesorii veselă pentru sala de mese, tot ceea ce înseamnă dotări pentru sala de sport și tot ceea ce înseamnă dotări pentru laboratoarele de informatică, fizică și chimie. În maxim 2 săptămâni de zile acest proiect va fi finalizat. Conform contractului, termenul de finalizare era octombrie 2014. Referitor la al doilea proiect în incinta Liceului Tehnologic Voinești, este vorba de reabilitarea și extinderea pe verticală a clădirii liceu. Proiect început din anul 2007, sistată finanțarea, după cum bine știți, în anul 2009. Am reușit în acest an să depun pe data de 12 martie cerere pentru finanțare pe programul operațional regional. Deja lucrările sunt înaintate. Săptămâna trecută am primit notificare, proiectul a fost aprobat pentru finanțare. În următoarea săptămână voi semna contractul de finanțare, dar lucrările acolo sunt avansate și cu siguranță pe data de 10 septembrie, la debutul anului școlar, tot ceea ce înseamnă complex al Liceului Tehnologic Voinești va fi finalizat. Acest proiect a fost depus pe programul operațional regional AXA 4.2, modernizarea învățământului din România. Tot pe programul operațional regional AXA 4.2 este și proiectul privind modernizarea și extinderea pe verticală a Liceului Tehnologic Voinești, proiect început în 2007 și preluat de actualul edil în 2008. Din 2009 nu s-a mai primit finanțare. Pe data de 12 martie, în ziua în care s-a deschis sesiunea, proiectul a fost depus la ADR Sud-Muntenia pentru a fi preluat pe fondurile europene alocate din economiile făcute la nivel național pe diverse proiecte. Proiectul a fost conform, urmează ca în perioada următoare să se semneze contractul de finanțare. Un lucru trebuie subliniat, că lucrările au fost executate în avans în mare parte, iar pe data de 10 septembrie totul va fi la cheie.